CNA a decis să înjumătățească licența audiovizuală a postului OTV pe motiv că televiziunea difuzează continuu publicitate politică pentru Partidul Poporului Dan Diaconescu. Licența audiovizuală a OTV ar fi trebuit să expire la 1 aprilie 2013, dar data s-a schimbat pentru 28 septembrie 2012. Consiliul Național al Audiovizualului a luat o decizie în sensul de a sancționa acest post de televiziune OTV. A luat decizia conform legii, a luat această decizie bazându-se pe istoricul de derapaje, să le numim așa, într-un mod mai elegant, derapaje pe care OTV nu a încetat nicio clipă să le producă. În primul rând, ei pot să înceapă măcar de acum să respecte legea. Nu e adevărat, în mintea lor, dacă spui că Traian Băsescu e un hoț, înseamnă că e o publicitate politică. Dacă spui că pedeliștii au furat acum din România gazele ieftine și le-au vândut austriecilor ca să importe gaze scumpe, pentru ei înseamnă că e publicitate politică. Dacă noi spunem că e normal să se vândă rezervele de cupru ale țării pe un nimic ca toată pe mărunțiși, rezerve care valoreau peste 1 miliard de euro, ei spun că e publicitate politică și așa mai departe. Noi încercăm să contestăm în instanță, nu ne așteptăm la mare brânză, atât timp când nu sunt jurați în... Acum mă aștept sigur și la arestarea mea.